Să nu uităm că în secolul XIX, deci în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, populația în România, aia nou conturată, era foarte eterogenă. Doar 65% din bucureșteni erau cetățeni români. Erau foarte mulți de foarte multe etnii. În general, în zonele cu porturi, oriunde există o dimensiune multietnică, ei învață toți o anumită limbă străină. De exemplu, în România, una dintre zonele cele mai multietnice e nesurprinzătoare, probabil, pentru lume. Este Valea Jiului. Valea Jiului, care are maghiari, da, acolo pare logic, da, dar are italieni, cehi, pentru că pe Evul Mediu dezvoltai o zonă industrial, aducând cu totul muncitor, că nu aduceai profesioniști, că erau ghilde și brezle care erau foarte reticente în a transmite informația. Și atunci aduceai 500 de mineri cu totul. Și muteai acolo. Și la noi s-au adus din Italia, s-au adus oameni din Italia, au rămas, evident, că ea n-au să mai plece, nu era caz, și din Cehia, adică e o zonă foarte. Da, Deși toți vorbesc perfect românește.